Bună, fetelor! Vreau să vă prezint și eu un pigment care îmi place foarte mult și care are un preț foarte bun. Este vorba despre pigmentul Cameleon Roz, cu reflexe roz. Am pus aici pe paletar câteva oje de la Cani, care sunt foarte pigmentate și frumoase. Am pus alb, negru, galben, roz, cupru și albastru. Sper să se vadă reflexele. Și acum vreau să vă arăt pe negru cum se vede. O să punem o ojă semi-permanentă, neagră. Este o ojă de foarte bună calitate care va veni în curând la noi pe piață, la un preț foarte bun, cu un grad foarte mare de acoperire. După cum se vede prima pensulă, un negru intens, foarte frumos. O să-l introduc în lampa care o avem deja pe stoc, din nou. O să vă arăt cum arată în interior. Așteptăm 30 de secunde. Mie negru mi se pare cel mai frumos. Și albul. Așteptăm. S-a terminat lampa. Să-mi iau burețelul meu special. Atât am luat ca și cantitate. Așa ne iese mat atunci când, când avem dispersie pe strat, pe culoare. Ca să ne iasă efectul oglindă, trebuie să nu avem dispersie. Special am pus ca să vedeți cum iese. Și dacă acum punem top, o să vedeți care este efectul. Luăm o cantitate suficientă de top coat și o aplicăm. Nu este urât nici efectul acesta, este un efect de sclipici, da? Dar nu este oglindă. O să bag în lampă. Și o să mai aplicăm pe unul fără strat de dispersie, adică o să dau un top coat. O să punem iarăși negru. Am spus că negrul este extraordinar de intens. Îl introducem în lampă pe acesta, 30 de secunde. Acesta este efectul, deci un sclipici foarte, foarte fin, dacă nu punem pe strat fără dispersie. Deci a avut strat de dispersie și mi-a ieșit. Nu pot să spun că nu e frumoasă și culoarea asta, dar nu se compară cu oglinda. Că se vede diferența între ele. Așteptăm un pic culoarea, ne pregătim topul. Așteptăm un pic. Pensula foarte frumos lucrată, o știți, cu cristale Swarovski, cu păr natural. Este foarte bine calculată și tăiată față de celelalte ieftine. Se vede cum este părul tăiat.
gata. Deja de la prima aplicare se vede că este vorba despre altceva. Și cu cât frecăm mai bine, cu atât obținem efectul de oglindă. Eu am o pensulă, așa, cu care dau surplusul jos. Să nu stau să mă chinui, nu știu ce, cârpulițe cu... Și efectul de oglindă se vede. Da? Acum, ca să vedeți că rămâne efectul de oglindă, luăm top coat. Și chiar este și mai frumos. Deci pe negru mi-a ieșit o culoare extraordinar de frumoasă. Imediat o să facem și comparația. Deci acesta este dat pe strat de dispersie și seamănă cu un sclipici, da? Și o să vedeți acum și pe strat fără dispersie. Este suficient să uscăm la 30 de grade tipsul, unghiile. Mă scuzați. Suficient la 30 de secunde, am emoții. Și acum vedem diferența între ele.